ziua, dragi prieteni! Eu sunt bucuroasă să vă văd din nou la canalul nostru. Astăzi noi vom pregăti un tort de ciocolată foarte ușor și foarte gustos. Cum ați spune 1, 2, 3 și îl mâncăm. Așa, ne uităm de ce ingrediente avem nevoie. Vom avea nevoie de făină, zahăr, sare, bicarbonat de sodiu, cacao, ouă, ulei de măsline, unt moale la temperatura camerei, lapte, extract de vanilie și oțet de mere sau de care aveți, dar nu mai mult de 6%. Așa, începem. Făina o turnăm, o cernem. După făină adăugăm zahărul, cacaua, trebuie de cernut, eu pe toate le cer. Va ieși un tort foarte gustos și puha. Fost la acest tort merg orice fel de crem sau mai multe feluri de cremuri. De smântână, puteți doar să-l scoateți din cuptor și deasupra să-i puneți ciocolată topită și ceva fructe și să-l mâncați. Puteți să-l tăiați și să faceți straturi la de tort și cremă. Eu voi arăta pe parcurs ce creme voi folosi. Așa, adăugăm sarea, carbonat de sodiu. Vedeți, e foarte ușor totul. Se pune dintr-o dată și se amestecă. Aici ce rămâne aruncăm. Așa. Acum am pus toate ingredientele uscate. Acum vom pune ingredientele umede. Așa. Ouăle. Ouăle poate să fie la temperatura camerei, poate să fie din frigider. Așa, am adăugat ouăle, acum uleiul, pun puțin ulei. Aici. Uleiul. Untul. Moale. Să vrea să amesteci. Așa, adăugăm 2 linguriți de ceai. Esență de vanilie. Așa, da. Atunci. 2. După vanilie adăugăm laptele. După ce am pus toate ingredientele, o amesteca așa ușor cu o lingură sau cu ce doriți voi, cu un tel, ca cacao să nu, făina să nu se prăște prin toată bucătăria. Apoi cu un mixer sau dacă nu aveți mixer, puteți totul cu o lingură sau așa cu el. Așa, eu am amestecat doar puțin. Acum voi mixa cu mixerul. Așa, am amestecat. Trebuie să luăm și de pe margini. Făina, cacao, ce mai este. Uitați-vă, s-a deschis la culoare. Uitați-vă cât de frumos a ieșit. Acum vom adăuga o lingură de oțet de miere sau de poamă, nu mai mult de 6% să fie. Iată așa, o lingură. Și vom mixa doar câteva secunde cât să se amestece bine cu toată compoziția oțetului. Așa, am terminat de amestecat bine și oțetul, toată compoziția. A început așa să fac bubuci. A început să fac, a intrat oțetul în reacție. Acum îl vom turna în tavă. Așa, avem aici o tavă cu diametru 20
24, eu am pus la fund hârtie de cop și o voi unge ușor, dar puțin, puțin uloi de jur împrejur și pe hârtie tot. Aceasta este rețeta de la mama mea. Eu o fac cum ea făcea. Voi puteți să nu ungeți cu ulei dacă nu doriți. Doar puțin, iată așa. Și acum turnăm toată compoziția noastră în tavă. Eu deja simt gustul. Așa, nivelăm puțin. Scuturăm tava așa de masă și îl băgăm la cuptor la 180 de grade și așteptăm până când este copt. Așa, la noi a stat tortul nostru, eu zic tort, nu zic blat, nu știu ce, pentru că e de ciocolată. A stat 45 de minute la 180 de grade. Uitați-vă ce frumos a ieșit, a crescut în sus. Se dezlepește ușor, merge, cuțitul merge liber. Deschidem forma. Așa. Așa. Luăm din nou grătarul. Întoarcem așa. Și presăm ușor, ca pernuța care e crescut în sus să se dă la loc. Așa. Acum vom scoate cu atenție. Voilà! Uitați-vă cât de înalt a ieșit, cât e de frumos. Îl vom lăsa așa să se răcorească, dar noi când eram acasă, broiam repede și mama așa ferminte cum era, turna peste el cremă de smântână sau ciocolată topită cu ceva fructe și mânca. Deci revenim când este răcorit la temperatura camerei. Așa, la noi a trecut noaptea, eu am învelit în plastic, că marginile erau puțin uscate, dar acum sunt noi. Acum îl vom dezveli. Mama așa făcea și tot îl învălea în plastic și eu tot așa m-am gândit să fac. Iată așa deasupra unde era așa pernuță, vedeți că s-a dat la loc. Acum îl vom tăia în două. Așa, l-am tăiat în două. Uitați-vă cât de bine arată înăuntru. Este atât de puhăv. Uitați-vă. Se vede? Este atât de moale. Și așa miroasă ciocolată. Așa, acum ne ocupăm de cremă. Așa, pentru crem, eu voi folosi heavy cream sau în română se spune frișcă. Așa, eu am aici măsură. Aceasta și cu lapte condensat fiert în casă, fiert în condiții de casă, linkul la acest video va fi sub acest video cu torta de ciocolată. Așa, eu am turnat 500 de mililitri. Asta mi ajunge. Adaug a doua parte din teaspoon din lingurița de ceai de extract de vanilie și o mixăm. Așa, am terminat de mixat frișca noastră. Uitați-vă ce bine s-a făcut. Acum
vom pune lapte condensat fiert peste crema de frișcă și vom amesteca. Așa, punem lapte condensat puțin câte puțin peste frișca bătută și amestecăm ușor. Eu n-am pus în frișcă zahăr, deoarece laptele condensat este dulce. Eu cred că o să ajungă. Așa, eu am terminat de a combina laptele condensat fiert cu crema de frișcă. Eu am mixat puțin cu mixerul la cea mai mică viteză, s-a primit așa cam lichidă. Vreau să o pun la frigider pe puțin timp, să vedem să se va îngroșa sau nu, apoi vom forma tortul. Așa, am scos cremul de la frigider, puțin s-a mai îngroșat, n-am vrut să așteptăm mai mult. Așa, eu îl voi forma așa în cerc, ca să fiu mai sigură. Acum voi pune din crem. Voi puteți să folosiți orice cremă doriți aici, puteți numai frișcă bătută, smântână, puteți unt, să folosiți cu lapte condensat, orice cremă doriți sau doar ciocolată topită. Așa, punem a doua parte. Așa, am fixat a doua parte. O presăm așa, ușor. Și vom pune din crem și deasupra. Așa, am turnat și deasupra cremă, el s-a dus prin părți, așa, totul frumos, lucește. Îl punem la frigider pentru 2-3 ore, nu e nevoie pe noapte de pus, cât crema să se întărească puțin, apoi îl scoatem și putem să-l servim. Așa, după ce în cerc am turnat cremul deasupra și s-a nivelat tot, noi l-am scos și l-am pus așa pe un grătar și scoatem cremul din jurul lui care este în plus, ca să nu fie prea tare umed, ca să putem tăia frumos. Iată așa scoatem. Dar la voi poate crema nu se va primi așa lichidă. Ea se va întări dacă va sta mai mult timp în frigider. Așa, la noi a stat la frigider tortul. S-a întărit bine cremul. Se vede, cred că, și pe cameră. Iată așa, acum noi îl vom transfera de aici, pe aceasta, și îl vom decora. Iată așa, noi l-am transferat aici, foarte ușor s-a dezlipit, nu a fost nicio problemă. Acum îl vom decora. Luăm aici zmeură. Așa, am decorat două cerculețe așa cu zmeură. Acum aici pe mijloc voi pune ciocolată neagră, e foarte amară. Sunt procente cacao oare. Așa, eu nu voi rade prin răzătoare, voi tăia așa bucăți mari. Uitați-vă ce frumos s-a decorat, cum s-a aranjat ciocolata și cu zmeura. Cremul este de culoare
caramele, asta e de la laptele condensat fiert. Acum vom tăia o filie să vă arătăm și în interior cum arată. Așa bine se taie. Și nu știu cum să-l tai din jele. Așa frumos să primit. Tăiem, trebuie să vă arătăm și să probăm, să vedem ce a ieșit. Wow, uitați-vă cum se taie, parcă e ciocolată. Delicios. Așa, uitați-vă ce bine arată înăuntru. Oi, mi s-a umplut gura cu apă, dar nu-l voi putea proba, că nu mi se poate mult dulce. Uitați-vă cât de puhab arată și este umed. Eu nu l-am umezit, dar așa este el, blatul de tort, el este umed. Crema nu este multă. Ce să spun, vă recomand să faceți. Așa, eu vă mulțumesc că m-ați vizionat și astăzi și dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canalul nostru, că pe parcurs mai avem foarte multe rețete interesante. Eu vă spun pe curând!